Bună ziua, dragii mei! Astăzi, 22 septembrie 2018, eu, Bogdan Iviorel, maestru curajului din România, municipiul Slobozia, județul Ialomița, doresc să fiți curajoși, curajoase, toate spiritele, toate sufletele, toate duhurile, toate corpurile fizice, toate trupurile fizice, toți oamenii, toate conștiințele, toate zodiile, toate ființele extraterestre, toate ființele terestre, toate ființele subpământene, toate energiile, toate corpurile energetice, să fiți curajoase și curajoși toate animalele, toate păsările, toate reptilele, toți reptilienii, toți șobolanii, toți liliecii, toți peștii, să fiți curajoși și curajoase întreaga Sfântă Treime, Dumnezeu Tatăl Ceresc, Iisus Hristos Fiul, Sfântul Duh, Sfânta Fecioară Maria, toate puterile cerești, toți serafimii, toți eruvimii, toți arhanghelii, toți îngerii, toți ghizii spirituali. Să fiți curajoși și curajoase. Doresc, eu, Bogdan Iviorel, maestru curajului, doresc un popor român curajos, un popor european curajos, un popor al Uniunii Europene curajos, un popor al planetar al acestei planete curajos. Curaj, 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 curaj. Eu, Bogdan Iviorel, maestrul curajului, doresc ca toți membrii tuturor partidelor și a PSD-ului și a PNL-ului și a ALDE și la toate partidele politice din România, doresc să fiți curajoase și curajoși. Doresc să fiți curajoase și curajoși toți funcționarii publici, toți procurorii, toți judecătorii, toți polițiștii, toți jandarmii, toți lucrătorii SPP, toți lucrătorii SRI, toate cadrele militare, toți salariații, atât din România, din Uniunea Europeană, ci de pe această planetă, să fiți curajoși și curajoase, și toți cetățenii României să fiți curajoși, toți cetățenii Europei să fiți curajoși, toți cetățenii Uniunii Europene să fiți curajoși, doresc eu, Bogdan Iviorel, maestru curajului. Și toți cetățenii acestei planete să fiți curajoși. Curaj, 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 curaj. Curajul învinge frica și boala. 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 Un om curajos este un om sănătos. Un om fricos este un om bolnav. Țineți minte, cei care vă este frică, să vă exprimați ceea ce gândiți. Atunci când nu vă puteți exprima ceea ce gândiți, vă veți îmbolnăvi, vă garantez acest lucru. Merkaba, 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 Omani Padme Hum, 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 Atman, 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 Brahman, 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 Brahman. Aum, 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 aum.